În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc. Spune prorocul David în psalmi, cu vreo 2000 de ani înainte de venirea Mântuitorului. Iată că și la sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, ce ne-a citit în Viețile Sfinților sau în Cartea de Învățătură Creștină, a văzut că acest prunc, când s-a născut în cetatea Tesvi, fiul lui Sadoc, era văzut mereu de mititel, de niște blimbi de foc care îl înfășurau, arătând parcă prevestire ce putere prorocească avea să fie în inima lui și în sufletul lui și în mintea lui și ce dar deosebit avea să primească de la Dumnezeu. Tocmai de aceea și Mântuitorul Iisus Hristos aș replica de câteva ori de-a lungul activității mesianice, spunând: acesta este cel ce va să vină cu râvna și cu Duhul lui Ilie, referindu-se la profetul Ioan Botezătorul, la fel om tare și bărbat în cuvânt. Și dacă ați ascultat troparul și a Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare, deci om născut din femeie, de ajuns îmi este mărturia Domnului, cum spune acolo, iar la Ilie Proroc, deci la Sfântul de astăzi, a cărui pomenire să vârșim, la fel se spune înger în trup. Înger în trup pentru viața deosebită și viața rânduită și pentru că Sfântul Ilie nu vrea să ne vadă cu fețele înăcrite de oboseală și plin de plictiseală, el vrea să stăm 2 minute atenți și să fim cu luarea minte. După ce a ajuns la vârsta bărbăției și a maturității și a fost de Dumnezeu ales proroc în poporul lui Israel, Ilie s-a pus de-a curmezișul închinării la idoli, în special idolul Baal. De ce? Împărăteasa Izabela era cea care își dorea acest lucru foarte mult și împăratul Ahab. Și atunci, cu poruncă și cu îngăduință de la Dumnezeu, a dat acea secetă mare de 3 ani și jumătate, când s-a uscat tot pământul și era să moară, sau chiar a și murit toate dobitoacele și toate fiarele și păsările, iar când a văzut că încă oamenii se închină idolilor și încă fac rău, Ilie a spus: Doamne, zice, dă-mi voie să mă duc și să-i omor și să-i mai piardă în continuare cu aceeași groază și cu aceeași frică și cu aceeași foame și cu aceeași arșiță, cum spune și la Ectenia de ploaie. Înroșitul s-a cerul ca rama și pământul s-a făcut ca fierul de desubt. Deci iată ce putere avea acest proroc să lege și să descuie cerurile. A mustrat pe împăratul Ahab pentru închinarea la idol, după cum ați auzit, ca semn de mărturie și ca semn de putere că și noi astăzi nu trebuie să ne închinăm la idolii noștri personali, începând de la cei idoli materiali, de la cei idoli trupești și sufletești, de la cei idoli raționali, când ideile noastre ne se pare a fi cele mai grozave, cum pretind ateii și toți oamenii mai sclintiți la minte, crezând că Dumnezeu este un om ce se teme sau un moș cu barbă care se încurcă de mintea și de ideile filozofilor și uită că Dumnezeu este putere și cuvânt mult. Iată că și el, deși este proroc și mare sfătuitor și lucrător în Israel, fuge de mânia oamenilor după porunca lui Dumnezeu, se ascunde în muntele Horeb, unde vine corbul și îl hrănește cu bucăți de pâine și carne. După aceea, când sacă și acel râu de unde bea apă, parcă Horat se chema, nu mi-aduc aminte exact, se duce la o văduvă în Sarepta Sidonului, unde aceea trăgea din cauza secetei să moară. Iar făina și unde lemnul din vas, prin binecuvântarea prorocului, nu s-au mai terminat. Iar când i-a murit fiul, el a suflat viață peste ea, arătând că și Dumnezeu este dătător de viață și Iisus Hristos este izvorul vieții. Ilie preînchipuie pe Petru din Noul Testament. De aceea este și martorul schimbării la față și a râvnei și a dorului Dumnezeu după Dumnezeu pe care îl simte în muntele Carmel în adiere de vânt sau de zefir, cum să spunem în cărțile mai noi. Deci iată, dorește să vadă fața lui Dumnezeu și o va vedea abia la schimbarea la față, când lumina străbate dinăuntru Dumnezeirii împământenite prin întruparea din Fecioara Maria, adică Logosul întrupat, Dar în același timp, om adevărat și Dumnezeu adevărat, după cum s-a și sărbătorit acum Sinodul 4, care a fost duminică, ecumenic, când cei care spuneau că Mântuitorul este numai o singură fire și o singură voie. Trecem și peste aceasta și ajungem mai departe și spunem, atunci când Dumnezeu a găsit de cuvință ca acest proroc ales și om de mare putere duhovnicească în împărăția lui Israel, fiindcă este unul din cei mari 4 proroci, Isaia, Ieremia, Ezechiel și Ilie, iar ceilalți începând de la Af, de Agheu și ceilalți sunt mai mititeni. Iată că învățătura lui Ilie rămâne veșnică prin acea putere duhovnicească cu care a avut puterea, precum altădată Sfânta Ecaterina, precum altădată Sfântul Vasile cel Mare, precum altădată Silvestru Papa Romei, să demonstreze lumii întregi că Dumnezeu este cel adevărat și nu cel mincinos, Dumnezeul lui Israel. Cu acel altar din 12 pietre, în jurul căruia a făcut șanț, a pus apă și a turnat, a pus jertfe și s-au rugat popii idolești vreo 400 la număr, până ce i-a dumicat Sfântul Ilie bucăți, pentru că n-au fost în stare de nimic. Iar când a pogorât foc din cer, a mistuit și jertfa și apa și tot, arătând că Dumnezeu este cel adevărat. De aceea și nouă ne rămâne, atunci când suntem în Sfânta Biserică, să mistuim învățătura celor 12 pietre apostolice, adică cuvintele celor 12 apostoli sau cuvântul Scripturii, să înghițim apa Evangheliei și să o sorbim, cum spunea Mântuitorul, dacă ai ști cine ți-a dat să bei, n-ai mai însetat niciodată. Iar ceea ce este pe jertfelnic să ducem în inima și în sufletul nostru prin Sfânta Linguriță, atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Dumnezeu și Mântuitorului Iisus Hristos, fiindcă acea jertfa Vechiului Testament nu era altceva decât jertfa liturgică sau prima liturghie creștină a Noului Testament prechipuită în mod umbrit. În momentul când a fost să se despartă de lumea aceasta deșartă, Ilie, alături de Enoch, un alt om înainte de legea veche, de legea lui Moise, pentru viața lui curată a fost răpit la cer. Ce să ne demonstreze nouă lumii? Că atunci când omul devine înger și pară de foc, cum am început, Dumnezeu nu trebuia să-l înmulțească ca dobitoaca prin trup, ca oaia, ca vaca sau ca porcul, ci prin puterea cuvântătoare, adică omul să rămână veșnic nemuritor, să se mulțească prin cuvânt, ca îngerii, ca Dumnezeu. Fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Și s-a zămislit Iisus Hristos, întreg și puternic în pântecele Fecioarei Maria. A adormit pe Adam și i-a scos din coastă femeie. Tatăl l-a născut pe cuvântul, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cum spune crezul. Și iată că și Ilie demonstrează lumii că pleacă cu trupul la cer, așa cum ar fi trebuit să plecăm și noi cei înduhovniciți, fără să gustăm moartea stricăcioasă a simțurilor acestora alterate prin căderea lui Adam. Dar acest praznic frumos pe care îl cinstim astăzi, Ilie, și ferice de cei ce poartă această, să spunem, frumoasă capodoperă de nume, nu trebuie cinstită cu mâncări trupești, cu băuturi și cărnuri ca la egipteni, cum spune canonul mare, cu desfătări și destrăbălări cum făceau idolii și popii idolești a lui Bal, ci trebuie desfătată și petrecută sărbătoarea duhovnicește, așa cum am petrecut noi în noaptea aceasta. Ochii se lipesc, cad în jos, fața se blegește, mâinile stau și ele obosite, dar rămâne starea cea plăcută duhovnicească, îndată ce veți înghiți trupul și sângele lui Iisus Hristos, să mergeți acasă plin de puterea Duhului Sfânt, care într-o singură clipă poate transforma tot răul și oboseala din om într-o mare bucurie și împlinire duhovnicească. Mult va fi și mult va face când la ziua judecății, în traista ta sufletească, vei găsi și o noapte de osteneală în cinstea cui? Al Sfântul Ilie. Și când dracii vor veni mulți să ia sufletul să-l piardă, prorocul Ilie de acolo să zvârlă cu săgețile de foc. Cum se spune la popor că el umblă cu carul prin cer, pentru că atunci când a fost să plece de pe pământ, a fost răpit la cer în car de foc. Și știți că ucenicul lui, Ce a făcut? A cerut cojocul și dar îndoit. Toți ne-am dorit darul îndoit al lui Ilie, adică de a avea o viață extraordinar de curată, o viață extraordinar de ordonată, fără putere de cuvânt și măsură când se spune de post și fără putere și măsură de cuvânt când se spune de dreptatea lui Dumnezeu. Dacă noi am avea duhul și râvna lui Ilie, în satele noastre n-ar mai fi bețivi și desfrânați. Dacă am avea râvna și duhul lui Ilie, n-am mai avea măscăriți și oameni de nimic. Și cred că dacă am avea duhul și râvna lui Ilie, n-am avea nici sectari sau altceva, alte culte în satul nostru. Pentru că i-am distruge noi cu lucrarea noastră sufletească, s-ar topi de puterea Harului Duhului Sfânt. Dar omul este înclinat din tinerețe la rele, cum spune și molitfelnicul și toate rugăciunile, la care Dumnezeu caută cu dragoste și îl ridică prin taina pocăinței, după cum a lăsat din neam în neam și prorocilor și apoi prin cuvântul apostolului, ce veți lega, legat va fi, ce veți dezlega, dezlegat va fi. Dar în același timp, râvna și duhul lui Ilie ne face statornici în biserica creștină cum? Spre fapta bună, cea reală și adevărată. Mulți și-au ales căi greșite și-au alergat pe căi ocolite, crezând că vor găsi o cale de a intra la Dumnezeu de-a dreptul. Pe munți cei înalți nu se suie în linie dreaptă, ci se suie în ocoliș, iar cel ce ajunge în vârful muntelui ia cununa biruinței, ia cununa slavei și a puterii lui Dumnezeu, după cum apostolul Pavel spune că după legea jocului ne-am luptat și ne-am încununat. Deci aș vrea pe toți cei ce îi cheamă Ilie sau Ilinca să simtă puterea duhovnicească a sărbătorii, să iau un pahar de vin în cinstea acestui proroc, și până în seară să citească o psaltire tot în cinstea lui. Iar celor care nu știutori de carte, măcar să nu facă fapte rele, sau cum am văzut și ieri, să care fân în zi de sărbătoare. Pentru că-i vai și de gospodăria aceea, îi vai și de animalele acelea, dar mai vai de animalele acelea necuvântătoare, raționale, care transformă sărbătoarea, cum spunea Dumnezeu. Zice, aceasta e ziua odihnei, întru care omul și Dumnezeu s-a liniștit peste lucrurile sale. Numai țăranul nostru creștin și român s-a trezit că trebuie să aducă fânul din tarla în cazul când Dumnezeu cu sulița împusă în coastă fiind, varsă în potirul Sfântei Liturghii harul jertfei divine peste poporul binecredincios, peste satul binecredincios, peste orașul binecredincios. Dar cum fără păduri, uscături nu există și pădure fără uscături, iată așa se întâmplă că și în ziua de azi, cu toată puterea și cu Duhul lui Ilie, cu toată puterea lui Ioan Botezătorul și cu toată puterea râvnei lui și a învățăturii apostolești, încă mai avem acele, ca să spun eu așa, răgălii ale ortodoxiei care să târie ca ciulinii pe oaie și încă fac de râs biserica creștină. Prin patim rele, prin nedorința de pocăință, prin trândăvie față de fapta bună, prin nerespect față de legea lui Dumnezeu și în același timp prin nedorirea de a cunoaște calea, adevărul și viața, cum a spus Mântuitorul, nu forțat venind la mine, ci de bunăvoie, că pe dătătorul de bunăvoie iubește Dumnezeu. Să nu vă plictisiți și să vă ia somnul, mai mult nu vă spun, ci vă spun doar un singur lucru. Să mulțumim marelui profet Ilie Tesviteanul, că ne-am vrednicit să ajungem această zi și această noapte de lumină și de mântuire, pentru că nu este o noapte petrecută la fotbal și la televizor, ci este o noapte petrecută în biserică, alături de Duhul lui Ilie, alături de glasul Mântuitorului, alături de cuvântul și puterea lui Dumnezeu, încărcate de harul și puterea energiilor necreate a Duhului Sfânt, care să vină peste tot omul și să auzim acel cuvânt de la botez. Binecuvântat este Dumnezeu că voiește ca tot omul să vină și să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul,